În România există mai multe căi cunoscute sub numele de Drumul Regelui. Unul dintre acestea face legătura între localitatea balneară Vața de Jos din Hunedoara și localitatea Petriș din județul Arad și a fost construit în perioada interbelică la inițiativa regelui Mihai. După mai multe încercări eșuate de a-l repune în valoare, autoritățile din cele două județe sunt în prezent extrem de hotărâte pentru a introduce Drumul Regelui în circuitul turistic. Acest lucru reprezintă o altă oportunitate pentru dezvoltarea turismului hunedorean, în contextul în care și stațiunea Vața Băi va reintra în circuit la începutul anului viitor. Drumul Regelui mai reprezintă și o nouă deschidere dinspre județul Hunedoara către vestul țării, iar investiția urmează a fi realizată prin fonduri europene. Cu siguranță, eu zic că la începutul anului viitor se poate deschide stațiunea de la Vața, iar în ceea ce privește Drumul Regelor, împreună cu Consiliul Județean, facem toate demersurile ca să putem să-l prindem acest drum pe o finanțare externă prin ADR 5 Vest, împreună cu cei de la Consiliul Județean și Prefectura Județului Arad. Drumul dintre comunele Petriș din județul Arad și Vața de Jos din județul Hunedoara are o lungime de 17 km și este în prezent într-o stare de degradare destul de avansată. Mai trebuie amintit faptul că din aprilie 2015, ziua de 10 mai este și zi de sărbătoare națională, printr-o decizie a Camerei Deputaților. Este ziua regalității și marchează trei momente importante din istoriografia României: începutul domniei lui Carol I, independența de stat și încoronarea primului rege al țării. 10 mai, ziua regalității, a fost ziua națională a României din anul 1866 până în anul 1947, când au venit comuniștii la putere.